Doamne, Dumnezeule, mare împărat și fără de început, trimite, Doamne, pe Mihail, arhanghelul Tău, în ajutorul meu, ca să mă apere de vrășmașii cei văzuți și nevăzuți. O Mihaile, mare arhanghele, întâi stătător și voievod al puterilor cerești, fii mie de ajutor în toate, în boale, în strâmbătăți, în mâhnire, în pustiu, pe cale, pe apă, în călătorie, căsătorie, serviciu, școală, și mă izbăvește de toată înșelăciunea cea diavolească. Iar când mă vei auzi pe mine, robul Tău, rugându-mă Ție și chemând numele Tău, grăbește-te spre ajutorul meu și auzi rugăciunea mea. Așa mare, arhanghele, biruiește pe toți cei care se împotrivesc mie. Mă apără și mă acoperă de cel viclean cu puterea cinstitei cruci și cu solirile marilor arhangheli Gavriil, Rafail, Uriil, Varahil, Salatil și Egudil și ale puterilor cerești totdeauna, acum și pururi și în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă pace în sufletul și în casa voastră. Sper ca această rugăciune să-ți fie cu adevărat de folos duhovnicesc, iar dacă vrei să mai rostești încă o rugăciune, aceasta este recomandarea mea.